Guvernatorul New Yorkului este părăsit de toată lumea după scandalul sexual în care a fost implicat. Principala consilieră a politicianului Andrew Cuomo a demisionat. Melissa DeRosa ar fi încercat să acopere acțiunile guvernatorului și să se răzbune pe acuzatorii acestuia. Melissa DeRosa a numit perioada în care a lucrat pentru statul New York cea mai mare onoare din viața ei. Ea nu a făcut nicio mențiune despre ancheta procurorului general al New Yorkului, Letitia James, care împreună cu echipa sa a investigat mai multe reclamații de hărțuire sexuală împotriva guvernatorului. Raportul lor a constatat că Andrew Cuomo a hărțuit sexual și a intimidat 11 femei și, făcând acest lucru, a încălcat legea. 9 dintre femei sunt actuale și foste angajate ale statului, iar una dintre ele este un polițist de stat din New York. Guvernatorul a negat toate acuzațiile de comportament inadecvat din raport. Pur și simplu nu sunt așa și nu am fost niciodată așa, a spus el. Cuomo a rezistat apelurilor de a demisiona venite inclusiv de la colegi democrați, precum președintele Joe Biden, dar s-ar putea în curând confrunta cu o procedură de impeachment pentru a fi dat jos din funcție de parlamentarii statului. Avocatul său, Rita Glevin, le-a declarat reporterilor vineri că acuzațiile lui Brittany Comiso au fost fabricate, citând e-mail-uri și alte dovezi despre care ea spune că subminează povestea acesteia.